Dragi prieteni, vă spun un bun venit la un nou live. Aș vrea să abordez acest subiect foarte important, cred eu, din motivele pe care le voi enumera, al mărturiilor personale. Probabil că toți cei care ați trecut prin pașii aceștia ai convertirii, așa cum este obișnuit în mediul evanghelic, v-ați spus la un moment dat mărturia personală. Și în mediul evanghelic, bineînțeles, mărturia personală este o chestiune foarte importantă, dar, din nefericire, această avalanșă pe care eu cel puțin o observ a mărturilor personale poartă în ea însăși, această avalanșă, un vierme stricat, o putreziciune spirituală lăuntrică, despre care aș vrea să vorbesc în câteva cuvinte. Dar nu fără a vă spune de la început că eu cred că există o legitimitate pentru mărturiile personale. Există un loc, un spațiu, un cadru pentru a spune mărturiile. Există un timp specific în care se poate face lucrul acesta. Există niște beneficii ale mărturilor spirituale, mărturilor personale, da? În care se spune o experiență a felului în care Dumnezeu a lucrat în viața omului. Totuși, deși recunosc legitimitatea lor și recunosc că există un beneficiu, niște efecte pozitive în ele, și asta este premisa de la care pornesc pentru a nu duce în eroare pe cineva și a deschide niște discuții inutile. Uite, domnul unul care nu crede că ar trebui să spune mărturii. Nu despre asta este vorba. Totuși, aș vrea să subliniez câteva aspecte negative, dezavantajoase ale unui nou trend în evanghelism, dezavantajul la care trebuie să luăm aminte și pe care trebuie să-l avem în calcul pentru a reforma ceea ce noi astăzi numim mărturie personală. Și mă refer specific, deși voi aminti și alt tip de mărturii, la mărturiile întoarcerii la Dumnezeu. Din ce am observat eu, bineînțeles, eu nu pot să fac observații din locuri, din denominații sau biserici pe care nu le-am frecventat sau despre care n-am auzit niciodată sau despre care nu știu nimic. Bineînțeles, eu fac niște afirmații despre ceea ce am observat de-a lungul timpului în tot tipul de adunări pe care le-am frecventat. Și am frecventat un număr de adunări, deși sunt tânăr și nu am foarte multă experiență. În primul rând, am observat în foarte multe locuri că mărturiile acestea personale ajung să fure foarte mult din cuvântul lui Dumnezeu. În unele locuri mai mult, în altele locuri mai puțin. Și vreau să înțelegem despre ce vorbim aici. Când cineva predică cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu vorbește. Însă când cineva vine și spune percepția lui asupra lucrării lui Dumnezeu în viața personală, este el care vorbește și care își prezintă propria opinie, propria părere, propria percepție, propria optică, propria perspectivă despre lucrarea lui Dumnezeu asupra lui. Da? Deci sunt două chestiuni diferite. Și din nefericire, n-am participat odată, ci de mai multe ori, la slujbe în care timpul care trebuia dat clar cuvântul lui Dumnezeu a fost jefuit de persoane care au avut mărturii personale. Fie că a fost vorba de mântuirea lor, fie că a fost vorba de o altă experiență ulterioară cu Dumnezeu, fie că a fost vorba de vindecări sau alte chestiuni de genul acesta, am văzut din nefericire acest lucru. S-a furat din cuvântul lui Dumnezeu. Au fost jefuiți oameni de hrana pe care trebuiau să o primească din cuvânt. Au fost jefuiți prin aceste mărturii spirituale. În al doilea rând, ceea ce am observat foarte des, în special în mărturiile spuse la botez, mărturiile despre întoarcere la Dumnezeu, este că sunt în foarte, foarte, foarte multe cazuri, nu spun în cele mai multe, pentru că nu le cunosc pe toate, sunt concentrate pe om, sunt focalizate pe om, sunt despre om. Omul începe să spună despre cine a fost el fără Dumnezeu, ce a făcut,
ce păcate scandaloase a trăit sau mai puțin scandaloase și apoi prezintă situația sau întoarcerea la Dumnezeu în care El este factorul decisiv. Omul nu e conștient, îmi dau seama, oamenii nu sunt conștienți de ceea ce spun, dar ei se prezintă pe sine factorul decisiv. Eu am plâns, eu m-am rugat, eu m-am aruncat la pământ, eu am decis, eu am hotărât, eu m-am încrezut, eu m-am pocăit, eu m-am mărturisit, eu. Când citești Biblia nu vezi mărturia personală a oamenilor sau descrieri doctrinare despre mântuirea noastră. Eu am făcut, omul a făcut, ci că Dumnezeu a înviat, Dumnezeu a deschis inima, Dumnezeu a cercetat, Dumnezeu a chemat, Dumnezeu a atras, Dumnezeu a luminat, Dumnezeu a dat pocăință, Dumnezeu a dat credință, Dumnezeu a dat mântuire. Accentul este total diferit. Total diferit. Și este o problemă. Cel puțin pentru cei care sunt păstori sau prezbiteri sau evangheliști. Pentru ei ar trebui să sune în urechile lor. Lucrul ăsta este greșit, domnule. Ceea ce auzim acum este greșit în mod fundamental. Vorbim despre mântuire, despre cel mai important eveniment din viața noastră, ducând accentul, concentrarea, focalizarea spre om, spre ce a făcut el, nu spre ce a făcut Dumnezeu. Și ăsta este un lucru tragic. Al treilea lucru pe care vreau să-l observ este că în foarte multe cazuri ale acestor mărturii personale, ele par să fie corecte din punct de vedere al amintirii celui care povestește, dar sunt greșite total din punct de vedere teologic. Și asta se leagă de ce am spus mai înainte. Deci omul așa conștientizează: domnule, eu am făcut, eu m-am dus, eu am dres, eu m-am lăsat, eu m-am pocăit, eu m-am hotărât, eu am ridicat mâna, eu m-am rugat, eu m-am predat, eu, și așa mai departe. Conform amintirii lui și percepției lui, lucrurile așa stau. Dar din punct de vedere teologic, lucrul acela este greșit. Am auzit multe mărturii. Am auzit multe erori spuse în mărturii. Unii aproape că au spus erezii în mărturii. Bineînțeles, nu pentru că oamenii n-ar fi avut neapărat o experiență a întoarcerilor la Dumnezeu, ci pentru că optica lor, percepția lor omenească asupra situației, asupra experienței, este alterată de diversi factori, da? Și din nefericire, mărturiile acestea au fost folosite ca un vehicul pentru transmiterea multor erori doctrinare. Multor erori doctrinare. Nu pentru că omul, repet, a fost rău intenționat și că el a vrut să transmită erorile alea. Dar, din nefericire, diavolul se folosește chiar și de oameni bine intenționați, chiar și de creștini, care la un moment dat prezintă lucrurile dintr-o perspectivă greșită. Toți folosim un filtru de interpretare asupra lucrurilor pe care le experimentăm. Și de foarte multe ori, filtrul de interpretare pe care îl folosim este greșit. Este fundamental greșit. Este fundamental greșit. Experiența este bună, este corectă, este de la Dumnezeu, dar filtrul pe care noi îl folosim pentru interpretarea experienței și apoi vocalizarea, afirmațiile pe care le facem despre experiența aceea sunt total greșite. Total greșite. De aceea prezbiterii, păstorii trebuie să vegheze la lucrul acesta. Trebuie să vegheze la lucrul acesta și să protejeze adunarea de a lăsa ca mărturile personale să fie un vehicul pentru transmiterea erorilor doctrinare. În al patrulea rând, un mare dezavantaj, un mare, mare dezavantaj a mărturilor este faptul că acestea au ajuns să fie folosite ca niște tipare. Și vreau să înțelegeți bine ce spun și să vă gândiți dacă nu cumva ați fost influențați cel puțin la un moment dat în viața dumneavoastră de lucrul acesta. Ați auzit o mărturie, două mărturii, trei mărturii, patru mărturii și te-ai întrebat la un moment dat: domnule, eu de ce n-am experimentat niciodată lucrul acesta? N-ar trebui și eu să trec prin experiența asta? N-ar trebui să am și eu lucrul acesta? Mulți credincioși adevărați, mulți credincioși care îl iubesc pe Dumnezeu, care au o viață adevărată cu Dumnezeu, au căzut în depresie, în descurajări, pentru că ei niciodată n-au experimentat ce au spus diverse persoane în mărturile lor. I-a dus la descurajare, i-a dus la depresie. De ce? Pentru că s-a făcut un tipar din mărturile alea. Ăsta e felul de întoarcere la Dumnezeu, după cum povestește nenea ăsta. Ăsta e felul și nu altul, da? Nu se spune, domnule, toți trebuie să treceți prin asta. Dar asta se lasă de înțeles când vine om după om și toți spun aceeași poezie, folosesc același tipar. Se stabilește un tipar în conștiința comunității religioase. Se stabilește un tipar, așa trebuie să fie experiența lui Dumnezeu. Și mulți dintre cei care spun mărturii chiar transmit mesajul ăsta explicit, direct.
Dacă nu treceți prin lucrul ăsta, nu aveți o naștere din nou adevărată. Și este tragic lucrul acesta. Este tragic lucrul acesta. Și aș dori să vorbesc pentru cei care au suferit în felul acesta și să le spun că dovada nașterii din nou și a întoarcerii la Dumnezeu este ceea ce spune Biblia, nu ceea ce spun alții prin mărturiile lor. De aceea, vă rog, dacă înțelegeți mesajul acestui clip și credeți că este important și vedeți că se întâmplă lucrurile astea în bisericile dumneavoastră sau credeți că cineva ar beneficia de ceea ce spun, dați un share acum la acest clip pentru a fi parte împreună cu mine la răspândirea acestui adevăr. Vreau să continui. În multe situații, asta e a cincea observație, mărturiile acestea devin un factor decisiv pentru anumite persoane. Oamenii se ancorează, uite ce a experimentat omul ăsta, înseamnă că Dumnezeu e adevărat, înseamnă că Dumnezeu lucrează, înseamnă că Dumnezeu este, are dreptate. El nu se ancorează în cuvânt, ci se ancorează în mărturia unuia sau a altuia. Ce se întâmplă tragic în foarte multe situații și am auzit personal lucrul acesta, este că persoanele astea care au depus mărturii apoi au luat-o razna, s-au apucat de făcut prostii, s-a dovedit fie că au avut o mărturie falsă, nu în toate cazurile așa, bineînțeles. Și persoanele care s-au ancorat în mărturia lor, pentru că n-au fost avertizate cu privire la modul în care trebuie să asculte o mărturie, cum trebuie să se raporteze la o mărturie, persoanele astea au suferit profund. Pentru că ei și-au legat, și-au legat relația de Dumnezeu prin mărturia cuiva. Da? Și-au redirecționat relația lor cu Dumnezeu prin mărturia cuiva. Când mărturia a suferit, relația lor cu Dumnezeu s-a clătinat. Și este trist lucrul acesta. Este trist, trist, trist lucrul acesta. Când faci din mărturiile cuiva un termometru pentru viața ta spirituală. Când faci din mărturia cuiva un mod de a te verifica pe tine însuți. Da? Și ajungi să spui la propriu încrederea în mărturia cuiva. Și să fii dărâmat când auzi, uite, omul ăla care a avut o mărturie extraordinară, uite ce s-a întâmplat cu el. Și să spui întrebări existențiale. E trist să se întâmple lucrul acesta pentru că există o raportare greșită la mărturiile acestea personale. În al șaselea rând, și aici poate e o observație psihologică, dar pe care fiecare dintre noi putem să facem cu privire la viața noastră. Mărturiile acestea personale de foarte multe ori sunt exagerate. De foarte, foarte, foarte multe ori sunt exagerate. Și sunt exagerate datorită impactului emoțional pe care îl au aceste experiențe în viața noastră. Nu mai are o experiență reală cu Dumnezeu. Impactul emoțional și felul în care omul își percepe experiența aceea este diferit decât experiența în sine. Repet, noi avem un filtru, un mod de a ne gândi la ceea ce se întâmplă cu noi. Și de multe ori se întâmplă un lucru cu noi, dar noi exagerăm în ce privește înțelegerea. Nu suntem rău intenționați, dar exagerăm când transmitem, când povestim, când istorisim ce s-a întâmplat cu noi. Exagerăm de ce? Datorită unor circunstanțe, datorită impactului emoțional pe care l-a avut asupra noastră, datorită faptului că nu avem o percepție corectă, un mod corect de a privi experiența respectivă și tindem în foarte multe situații să exagerăm experiențele. Uitați-vă la oameni de lângă voi care povestesc diverse lucruri, care nu sunt neapărat religioase, veți vedea că exagerează. Omul exagerează. Și este interesant cum comunități întregi de oameni, sute de oameni, se inflamează, se turează o comunitate întreagă când aude o mărturie care evident e exagerată. O mărturie a unui om care în mod evident are o percepție greșită, exagerată asupra experienței sale. Un om care în mod evident se află sub influența propriilor emoții, propriilor sentimente. Da? Dacă aș putea să folosesc expresia asta, este un fel de excitare emoțională, auto-excitare emoțională. Da? Autostimulare emoțională. Se întâmplă lucrul acesta. Se întâmplă lucrul acesta și vorbesc, Liliana Wagner, vorbesc despre aspectul acesta psihologic pentru că oamenii confundă starea psihică personală cu lucrarea Duhului Sfânt, de foarte multe ori. Ceea ce ei trăiesc în psihicul lor, în personalitatea lor, în aspectul lor emoțional, este confundat deseori cu lucrarea Duhului Sfânt și nu este. Este doar o percepție a lui. Nu că acolo nu este o experiență reală cu Dumnezeu, ci că percepția mea deformează experiența aia. Sentimentele mele, circumstanțele, situațiile mă împiedică să văd clar ceea ce s-a întâmplat în viața mea. În al șaptelea rând,
Este un alt dezavantaj enorm. În mărturiile acestea personale, dezavantajul este că și păstorii și cei care ar trebui să o cinecizeze nu avertizează pe cei care au asemenea experiență cu Dumnezeu, de întoarcere la Dumnezeu sau alt tip de experiență, nu-i avertizează să mai aștepte, să stea, să se domolească lucrurile, să se așeze lucrurile, da? Să se ducă euforia, să se ducă aspectul ăla exploziv de la început, da? Și să rămână în realitate, experiența puternică, reală cu Dumnezeu. Ei vor imediat să spună ce s-a întâmplat cu ei. Și lucrul ăsta nu este bun, pentru că persoanele acestea, după momentul în care s-au întors la Dumnezeu și au spus mărturia și a fost așa o euforie, o explozie sentimentală și emoțională, după aceea ajung în viața reală. În luptele reale, ispitele reale, greutățile, necazurile, suferințele, care sunt folosite de Dumnezeu, toate aspectele acestea care par negative, sunt folosite de Dumnezeu pentru a ne dezbrăca pe noi de toată zgura asta emoțională superficială, care nu face parte din experiența reală cu Dumnezeu. Deci există experiența reală cu Dumnezeu pe care o experimentez ca om, da? Și pe deasupra este o poșghiță din asta, o zgură din asta, nefolositoare, emoțională, sentimentală, care nu reprezintă adevărata experiență cu Dumnezeu. Necazurile, suferința, ispitele, lupta împotriva păcatului, lupta împotriva lui Satan, lupta de a face față ispitelor lumii, ne ajută pe noi ca să ne curățăm de poșnița asta, să ne curățăm de zgura asta, care nu este lucrarea lui Dumnezeu, ci este o reacție sufletească a noastră la ce a făcut Dumnezeu în noi. Deci una este impactul supranatural al Duhului Sfânt în viața noastră și alta este fumul ăla pe care îl creează personalitatea, fumul pe care îl creează reacțiile noastre. Reacțiile noastre sufletești. Foarte mulți oameni care au privit la cei care au avut mărturii personale excepționale, spectaculoase, au rămas dezamăgiți când după scurtă vreme au văzut pe persoanele acestea nu că au căzut de la credință și au pierdut mântuirea, nici vorbă de așa ceva, ci au văzut pe persoanele acestea că și-au pierdut bucuria, și-au pierdut din intensitate, și-au pierdut din forță. De ce au pierdut? Pentru că au intrat în viața reală. Au început să lupte, au început să simtă puterea ispitelor, au început să treacă prin necazuri, prin suferințe care fac parte din viața creștină și mărturia aceea pe care au avut-o ei nu mai pare să bată cu realitatea în care ei trăiesc. Da? Și ajunge să fie deseori privită pe drept, la un moment dat, ca un fel de ipocrizie. Următoarea observație pe care vreau să o fac despre aceste mărturii este că am observat deseori o exagerare, o descriere pe larg, detaliată, inutilă a grosolăniilor pe care le-au făcut oamenii aceștia. Deci Apostolul Pavel își spune mărturia de multe ori. Observați, cred că Noul Testament e cel care spune cel mai des mărturia. Este un caz rar, izolat, nu e un tipar. Apostolul Pavel niciodată nu spune, uite cum înjura el, cum blasfemia el, sau nu mai știu cum îi ocăra el, sau cum îi bătea el, sau ce. Nu, el spune, eram un prigonitor, un bajocoritor, un hulitor. Da? El nu descrie, nu le dă idei la oameni, cum se spune. El spune păcatul în care a trăit și din care l-a scos Dumnezeu. Și își prezintă starea în descrieri generale, pentru că nu vrea să atragă atenția asupra păcatului, asupra lui prin păcatele pe care le-a făcut. Ci își prezintă starea de păcat pentru a arăta locul din care l-a scos Dumnezeu, pentru a arăta gloria Mântuitorului și a medicului care i-a vindecat sufletul, i-a curățat sufletul și l-a eliberat. În foarte multe experiențe din astea, la un moment dat mă întreb, mă, ăștia prezintă cu atâta patos păcatele lor scandaloase, mizerile în care au trăit, de parcă le pare rău după ce au făcut. Și lucrul ăsta nu e cum trebuie. Nu vezi în Biblie lucrul acesta. Nu vezi pe nimeni făcând lucrul acesta. Este ceva problematic în modul ăsta. Este ceva isteric, exhibiționist, ceva păcătos. Este un sine, este un sine. Sinele, să știți, e foarte pervers. Foarte pervers. Firea e foarte perversă. Se poate folosi firea de o experiență reală cu Dumnezeu pentru a atrage atenția asupra ei înșiși. A, ce am fost eu, ce am făcut eu, prin ce am trecut eu. Cam asta e. E și penibilă, și arogantă, și mândră, isterică, exhibiționistă, explodează, arătând murdăriile ei pentru ca să atragă atenția asupra
ei înșiși pentru a spune, da mă, vezi prin ce a trecut omul ăsta? Și firea să simte mângâiată pe căpșor, să simte mângâiată între coarne și place tare mult când alții privesc la noi, povestindu-ne ce am făcut noi și prin ce am trecut noi. Nu este sănătos lucrul ăsta. Nu este sănătos lucrul ăsta. Niciun om al lui Dumnezeu care are o lumină spirituală asupra stării sale de păcat nu va găsi plăcere să detalieze pe larg toate mizerile și porcăriile în care a trăit. Nimeni. Nimeni. Îți va veni, îți vei urâ, îți va fi scârbă de păcatul tău. Și niciodată nu vei vrea să atragi atenția asupra ta prin păcatele pe care le-ai făcut. Niciodată așa ceva. Niciodată așa ceva. Sunt alte locuri, alte comunități, alte adunări în care mărturile sunt atât de dese, atât de frecvente, încât datorită frecvenței lor, asta este hrana zilnică pentru acești oameni. Să știți, am întâlnit oameni bine intenționați, oameni credincioși, oameni care aveau semnele nașterii din nou și care din asta trăiau. Din mărturii de pe YouTube, din mărturii auzite prin biserici, din mărturii de pe la radio, din mărturii de pe Facebook. Și non-stop asta fac, domnule. Te bombardează pe Messenger, pe e-mail, te bombardează pe WhatsApp cu mărturii. El din asta trăiește. Nu-ți trimite un verset din Scriptură, nu-ți trimite o predică bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu, nu-ți trimite un mesaj, poate personal, asupra unui text din Scriptură și care să reflecte ceea ce a înțeles el de un pasaj din Sfânta Scriptură, modul în care Dumnezeu i-a vorbit, l-a cercetat. Nu. Mărturii. Experiențe. Mărturii. Experiențe. Povești. Mărturii, experiențe, povești. Tot așa. Și tot așa. Un ciclu din ăsta vicios, nesfârșit, în care au intrat și din care nu pot ieși. Asta e hrana lor. Din asta trăiesc ei și nu este sănătos. Și nu este sănătos. Petru spune că noi ca niște copii născuți din nou să dorim laptele duhovnicesc, care este cuvântul lui Dumnezeu. Asta trebuie să dorim. Cu asta trebuie să mă hrănesc eu. Ceea ce îmi stabilește mie traiectoria, orientarea, drumul, calea vieții mele este cuvântul lui Dumnezeu, nu mărturile cuiva. Pe mine nu mă interesează și pe tine n-ar trebui să te intereseze să experimentezi tu ce-ai experimentat altcineva. Nu! Pe tine ar trebui să te intereseze să experimentezi doar ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Cum spune cuvântul lui Dumnezeu? Cât spune cuvântul lui Dumnezeu? Unde spune cuvântul lui Dumnezeu? Nu ce-ai experimentat altcineva. Este irelevant ce-ai experimentat altcineva. Da? Și apoi, chiar referitor la persoanele acestea, asta este motivul pentru care aș tempera asemenea oameni. Le-a spune să mai aștepte, mai stați, așteptați. Nu ca să-i disumplu. Nu ca să fie un pompier spiritual care îți mă duc cu stingătorul și vine un om plin de râmnă din lume, pf, l-am pulverizat și l-am stins. Nu asta e scopul. Nu asta e scopul. Ci vreau să-l feresc pe omul acesta și să-l protejez de propriile lui erori. De propria lui explozie emoțională. Vreau să-l protejez să nu se rănească pe sine însuși. În ce fel? În ce fel? Când, datorită euforiei pe care a avut-o la începutul vieții de credință și percepției greșite asupra ceea ce va fi în viitor, și anume că așa va fi totdeauna, la înălțime, va trăi numai la nivelul ăsta, după ce se va stinge fumul ăla superficial și va rămâne adevărata experiență cu Dumnezeu, pocăința, credința, da? Întoarcerea la Dumnezeu, nașterea din nou adevărată, când va intra în luptă, când va da cu capul de barierele și piedicile care le pune Satana, când va simți forța ispitelor și va simți din nou puterea, da, forța păcatului, el este eliberat de păcat, a firea în el și încă tânjește să-și facă de cap, când va simți toate aceste lucruri și avalanșa asta care va veni peste el, mulți din oamenii aceștia ajung să se rănească pe ei înșiși și să se cadă în niște depresii profunde. Pentru că fac o comparație între ceea ce au experimentat ei când au fost născuți din nou, dar ei de fapt să gândesc la ce au simțit când au fost născuți din nou și la situațiile prin care trec la scurt timp după ce au fost născuți din nou. Și pentru că nimeni nu i-a avertizat că euforia aceea emoțională o să se ducă și rămâne realitatea, experiența cu Dumnezeu și că viața de credință este o luptă împotriva păcatului, împotriva ispitei, împotriva Satanei. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom birui, dar este o luptă. Este o luptă. Simt să folosesc metafora aceasta. Simți sudoarea spirituală. Simți cum faci febră musculară, da? În lupta aceasta. Pentru că nimeni nu le-a spus lucrul ăsta, ajung să fie profund dezamăgiți de ei înșiși. Profund dezamăgiți de Dumnezeu. Da?
Ca și persoane care se căsătorești și cred că o să fie îndrăgostiți tot timpul cum au fost atunci când au fost prima dată sau s-au îndrăgostit de soția sau de soțul lor. Nu va fi totdeauna așa. Viața reală este destul de mult diferită. Destul de mult diferită, da? Și noi ar trebui să fim oameni care să-i protejăm pe acești oameni, să le arătăm că mărturia, întoarcerea la Dumnezeu, trebuie să reprezinte realitatea. Și să se bazeze, nu pe o euforie emoțională, pe fumul ăsta care îl simțim noi când Dumnezeu ne cercetează, ci pe realitatea experienței, ce a făcut Dumnezeu cu adevărat în viețile noastre, și ar trebui să conțină o percepție corectă asupra viitorului, o percepție corectă asupra luptei pe care o avem de dus, sfințirii în care suntem, da? Și apoi am mai observat un dezavantaj. Și asta în relația dintre oamenii care vin din lume și au avut păcate scandaloase sau copiii de credincioși care au plecat în lume și au făcut păcate scandaloase, s-au întors înapoi, au o mărturie spectaculoasă, strălucitoare, și sunt alți copii de pocăiți care n-au avut niciodată păcatele astea scandaloase, care au fost morali, dar care au avut o experiență reală de întoarcere la Dumnezeu, da? Ei au trebuit să pocăiască de moralitatea lor, de păcatele lor ascunse, lăuntrice. Multe dintre persoanele astea care vin din afară, încurajate de păstori, de evangheliști și așa mai departe, i-au făcut pe oamenii aceștia morali, care au avut o experiență de întoarcere la Dumnezeu autentic, i-au făcut să se simtă în inferioritate, să-și pună întrebări cu privire la realitatea nașterilor din nou. Și mărturiile acestor oameni morali a fost pusă în umbră. Și din păcate, oamenii morali care au mai fost în biserică au fost aproape convinși că ei nici măcar n-au nevoie de pocăință și de credință și de naștere din nou ca cei care au făcut păcatele scandaloase. Dacă tot timpul în adunare vin oameni cu mărturii de acestea: am fost un bețiv, un curvar, un nenorocit, un hoț, un drogat și uite ce a făcut Dumnezeu din viața mea. Asta e întoarcerea la Dumnezeu. Nu ca alții care nici n-au de ce să se pocăiască. Atunci cineva moral, care e din biserică sau din familie de credincioși sau din lume, dar a fost un om moral, spune: domnule, într-adevăr, ăștia, scursurile astea ale societății, curvarii ăștia, hoți ăștia, drogați ăștia, au nevoie de nașterea din nou. Au nevoie de pocăință adâncă. Au nevoie de credință puternică în Hristos. Dar eu nu, că eu n-am făcut lucrurile acestea. Înțelegeți ce rău se produce? Ce rău se produce? Când în realitate un om moral are nevoie de intervenția supranaturală a Duhului Sfânt la fel de mult ca un om imoral. El are nevoie de o întoarcere a ființei sale de la sine însuși către Dumnezeu la fel ca omul acela scandalos. De ce? Pentru că imoralitatea și moralitatea sunt două forme de contestare a lui Dumnezeu, două forme de refuz al lui Dumnezeu. Primul zice: n-am nevoie de Dumnezeu, trăiesc viața în păcat. Celălalt spune: n-am nevoie de Dumnezeu că eu sunt un om moral. Ambele forme sunt forme de respingere a lui Dumnezeu. Ambele forme au nevoie de o pocăință adâncă. Ambele forme de păcat, moralitate și imoralitate, au nevoie de o intervenție supranaturală a Duhului Sfânt, de o schimbare în temelia ființei. Și dacă m-am născut în familie de pocăiți și n-am făcut eu păcate scandaloase, am nevoie de aceeași lucrare a nașterii din nou, de aceeași pocăință profundă lucrată de Duhul. Sunt ca și unul care s-a dus în lume și a fost drogat, curvar și ce-a mai fost el. El nu este cu nimic un candidat mai bun la pocăință decât mine. Amândoi avem nevoie de aceeași pocăință. Aceeași pocăință. Și din păcate, de multe ori neprihănirea de sine și moralitatea este mai perversă, mai ascunsă, mai ipocrită și mai greu de scos afară decât păcatele scandaloase. Pentru că omul se auto-înșeală prin moralitate. Asta se face rău cu mărturiile astea ale întoarcerilor lui Dumnezeu foarte spectaculoase. Foarte spectaculoase. Se pune în umbră mărturiile unor oameni care au fost morali, poate s-au născut în familie de credincioși sau au venit din lume și au fost morali, dar au o întoarcere reală la Dumnezeu. Au o naștere din nou reală. Au o lucrare a Duhului Sfânt reală în viața lor. O lucrare prin care Duhul Sfânt a scos din ei păcatele lăuntricii. Neprihănirea de sine, care este un virus spiritual fatal pentru foarte mulți oameni. Apoi, în foarte multe din mărturiile acestea veți vedea, accentul este dus de la Domnul Iisus Hristos, de la Evanghelie spre dezintoxicare, așa o numesc, spre moralizare. Am fost un nenorocit și acum m-am pocăit și sunt moral. Am fost un nenorocit și acum am scăpat de păcatele astea. M-am dezintoxicat de tutun, de alcool. Super! Cred că trebuie să se întâmple lucrul acesta. Dar e o prezentare greșită a mărturiei. Ar trebui să spui cine ai fost, pe scurt,
și să arăți gloria mântuirii și a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și a lucrării pe care El a făcut-o. A puterii sale, a înțelepciunii sale, a dragostei sale, a harului său. Da? Asta ar trebui să arăți. Asta face Apostolul Pavel. Da? Apostolul Pavel, când își prezintă mărturia, de exemplu, în 1 Timotei, și aș vrea să vă citesc pe scurt câteva versete, pentru că nu avem foarte mult timp pentru lucrul acesta, el spune așa: măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și bajocoritor, pe scurt, păcatul lui, am căpătat îndurare și harul Domnului nostru s-a mulțit peste măsură de mult împreună cu credința și cu dragostea care este în Hristos Iisus. O adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Dar am căpătat îndurare pentru ca Hristos să-și arate cel din tâi toată îndelunga lui răbdare ca o pildă celor ce ar crede în urmă ca să capte viața veșnică. Vedeți? Îndurare, har, îndelungă răbdare. Hristos a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, harul lui Dumnezeu, credința, dragostea care este în Hristos Iisus. Accentul este spre Domnul Iisus Hristos, nu spre ce am făcut eu, de ce am scăpat eu și așa mai departe. Nu există un loc la a descrie ce s-a întâmplat în viețile noastre, dar totul trebuie să fie cristocentric, teocentric, centrat în Dumnezeu, nu în noi. Apoi avem încă un lucru. Sunt mărturile acestea scandaloase care aproape că încurajează trăirea în păcat. Sunt mărturile acestea scandaloase care aproape încurajează trăirea în păcat. Pentru că omul zice: Dom'le, ca să am o întoarcere reală la lui Dumnezeu, trebuie să trec și eu prin păcatele astea, prin mizerile astea, ca să simt și eu cum este întors la Dumnezeu. În foarte multe cazuri se întâmplă lucrul acesta. Foarte multe cazuri, din păcate. Aproape că vezi oameni care se uită cu jind. Mă, uite prin ce nenorocire au trecut prin ăsta și de asta are nașterea din nou. De asta au putut să pocăiască. Chiar au văzut păcatele din viața lui. Eu nu prea am de ce. Eu nu prea am făcut lucrurile astea. Poate că ar fi bine să mă duc și eu în mizerile astea ca să am și eu experiența asta. Nu, adevărul este că nu este necesar. Nu este necesar. Când Duhul Sfânt vine în viața unui om, Duhul Sfânt aduce o lumină atât de puternică asupra celor mai mici păcate pe care le-ai făcut, încât te vezi ultimul om de pe fața pământului. Îți vine să te îngropi de viu, îți vine să te bagi cu capul în țărână înaintea lui Dumnezeu, când vine lumina Duhului Sfânt care descoperă păcatul. Asta se întâmplă. Nu este nevoie să trăiești cele mai mizerabile lucruri. Nu este nevoie să se întâmple lucrul acesta. Nu este nevoie. Este nevoie doar să vină lumina minunată a Duhului Sfânt prin Evanghelie, care să-ți descopere urâciunea, urâțenia, monstruozitatea, gravitatea păcatelor tale, lăuntrice poate, a unui om moral. Și să-ți arate că doar jertfa Domnului Iisus Hristos poate să șteargă păcatele acelea. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun, nu înainte de a vă spune din nou, dați un share, dați un like la clipul acesta și împărtășiți cu alții aceste cuvinte. Cred că cuvântul acesta de avertizare este necesar în vremurile acestea și puteți fi părtași împreună cu mine la răspândirea acestor adevăruri printr-un simplu share. Doar o parandeză. Cred că se aplică ce a spus Domnul Iisus Hristos: fii întunericului, îți mai înțelepți decât fii luminii. Fii întunericului, știu să folosească de Facebook. Fiind întunericului, știu să folosească de platformele acestea, de YouTube, de toate lucrurile acestea. Știu să folosească de ele și când dau de un lucru în care cred, ei dau like, îi dau share, îl împărtășesc peste toți. Sunt oameni care cu asta se ocupă. Faceți și voi lucrul acesta cu învățăturile curate ale cuvântului lui Dumnezeu. Ultimul lucru pe care vreau să vă spun. Nicăieri în Noul Testament nu vezi că Apostolul Pavel ar fi luat pe vreun om care ar fi avut vreo mărturie excepțională a întoarcerii lui la Dumnezeu, spectaculoasă, un om din ăsta care a făcut niște păcate scandaloase și s-a întors la Dumnezeu sau a fost născut din nou, cum vreți să-i spuneți, și să-l plimbe prin toate adunările. Cum să-l plimbă la noi? Parcă-l plimbă cu ursul, domnule. Domnule, dacă se aude o mărturie, dacă e vreo vedetă, dacă e vreun care a trăit în niște păcate scandaloase, îl ia și-l plimbă prin toate adunările. Îl duce din loc în loc și-l plimbă prin toate adunările. Și face un rău omului ăla. Îi face un rău omului ăla. Face rău adunărilor, din motivele pe care le-am expus până acum. Nicăieri în Noul Testament nu vezi lucrul acesta.
focalizarea acestor oameni a fost să predice Evanghelia care a produs acea mărturie în ei. Eu cred că dacă ai nașterea din nou, dacă te pocăiești și ai crezut în Domnul Iisus, ai o mărturie personală. Dar gândește-te, de ce ai mărturia asta personală? O ai că ești tu grozav? Nu! O ai pentru că Evanghelia Domnului Iisus Hristos, vestea bună a mântuirii prin Domnul Iisus Hristos, a produs lucrul ăla în viața ta. Asta propovăduiește. Asta predică. Asta dă altora. Nu te duci să vorbești despre tine. Nu te duci să centrezi toate lucrurile în tine. Nu fii antropocentric. Fii teocentric. Fii cristocentric. Da? Vorbește despre cel care a făcut lucrul ăsta minunat în viața ta. Nu despre tine. Nu despre tine. Și practica asta este atât de frecventă în mediul evanghelic românesc, încât mă întreb dacă este vreodată posibil ca să smulgem virusul ăsta păcătos, obiceiul ăsta, tradiția asta care s-a format deja, dacă este posibil să smulgi din mentalul evanghelic, din conștiința evanghelicilor. Unii aproape că din asta trăiesc, să mai vină cineva cu câte o mărturie, să ne mai agățăm de ea, să ne mai simțim bine auzind niște lucruri de genul ăsta. Din nefericire, din nefericire. Aproape că se așteaptă perioadele acelea în care să vină cu să-i plimbe pe aceștia care s-au întors la Dumnezeu sau au niște mărturii care par mai spectaculoase. Dragii mei, Evanghelia Domnului Iisus Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Mesajul despre Domnul nostru Iisus Hristos, mesajul lucrării sale răscumpărătoare, eliberatoare, substitutive, da? Ispășitoare. Mesajul despre Iisus care a satisfăcut dreptatea lui Dumnezeu, despre Iisus care a absorbit mânia lui Dumnezeu pe care noi o meritam, despre Iisus care a plătit plata păcatelor noastre, despre Iisus care ne-a scăpat de iad, de diavol, de păcat, de lume, de ispită, de poftă. Mesajul despre Iisus produce experiențe adevărate, reale. Mesajul despre Iisus duce la naștere din nou. Mesajul despre Iisus duce la credință și la pocăință. Nu despre mine. Nu despre mine. Despre Domnul Iisus Hristos. Și ar trebui să fim grabnici, râvnitori. Ar trebui să ne dăm toate silințele în a vorbi despre Domnul Iisus Hristos. În a mărturisi despre Domnul Iisus Hristos. Oare nu cumva, dacă ar veni cineva să ne spună 50 de minute Evanghelia, ne-am plictisit? Și nu ne-am plictisit dacă ar veni cineva să ne spună ce mărturie excepțională are și ce experiență are el și prin ce a trecut el? Asta este realitatea, ar trebui să o recunoaștem. Este tragic, este trist. Că avem un apetit nesănătos, nesătul, nesatisfăcut după ce au trăit anumiți oameni și după felul în care ei percep experiența aia, și nu avem un apetit după Evanghelie, după jertfa Domnului Iisus Hristos. Aproape că unora le vine să spună, bă, gata, am înțeles despre jertfa Domnului Iisus, am înțeles despre Domnul Iisus Hristos, dăm ceva mai practic. Dăm vreo experiență, dăm vreo mărturie ceva. Hai să lăsăm teoriile. Dragii mei, haideți să înțelegem bine. Mesajul despre Domnul Iisus Hristos produce o mărturie personală, o experiență. Mesajul despre Domnul Iisus Hristos produce o experiență personală. Și dacă lăsăm mesajul și nu ne ducem cu mărturiile, ajungem la o grămadă de lucruri care nu sunt sănătoase și despre care am vorbit. Aceasta este perspectiva pe care o am asupra acestor mărturii. Cum am spus în început, din capul locului, vă spun și acum în final, există un loc pentru a mărturisi despre ce a făcut Hristos în viața noastră. Dar trebuie să avem foarte mare grijă să facem lucrul acesta pe un fundal foarte clar pus al Evangheliei, să fim antropocentrici, să prezentăm pe Dumnezeu și să nu luăm locul cuvântului lui Dumnezeu. Dați un like, dați un share pe un grup, pe profilul vostru sau ce mai aveți voi, și împreună să răspândim adevărul. Ne vedem la următorul live.